Am venit aici cu doamna mea undeva la o distanță considerabilă de casă, deci la vreo 6 ore, deci trecut cu feribotul, cu mașina, pe drum forestier, pe autostradă, ore întregi și am zis să înregistrez și pentru vorbitorii de limba română aventura noastră. O parte din aventura noastră cu fosile. Deci asta este fosile de plante de un copac care în engleză sau un ginkgo biloba. Deci nu știu cum se gins, nu știu dacă e ginseng. Dar după cum vezi, aici sunt plante care au murit milioane de ani în urmă și uite cum găsești plante, fii atent. Deci hai să nu o stric tot, ca să mă las la alții. Să zicem că am luat un strat. Uite, deci astea au fost pe la baza pădurii. Mii de ani de pădure care s-au adunat aici. S-au întors cu fundul în sus, cu fundul în jos. Uite, uite cum arată, uite cum arată. E ceva special, să vezi. Uite cum a fost, deci în trecut era așa, dar acum s-a întors muntele, adică muntele, stâncele astea și pădurea, sau a fost poate că ocean la un moment dat, nu știu. Dar uite cum s-a făcut. Acum eu țin telefonul orizontal, de al peretele așa. Și uite ce e aici, ce interesant. Și astea sunt toate straturi. Trebuie să mă duc să-mi chem soția să-i arăt unde sunt, că ea caută și nu știe cum să caute. Că eu sunt ăla care descoper. Ia să ne uităm aici. Ok, aici mai puține, de fapt de aici nu e niciuna. Uite aici, uite aici, cum arată. Găsești? Găsești? Vrei să vii aici să vezi? Când iei e un pup. Trebuie să mă duc să aduc soția să îi arăt cum se face. Se caută fosile. Și aici e față. Ce văd acolo? Oceanul e la 20 de kilometri. Vreau să mă duc să văd valuri. Hai că mă las, că trebuie să mă duc. Am treabă. Să faci noapte. Uite acolo. Dar se sparg, că na, e material organic amestecat cu nisip.